Le-am spus de asemenea colegilor mei că toți am greșit în ultima perioadă. Absolut toți. Toți ne-am lăsat influențați. Fiecare la nivelul lui. De oameni de bine. De oameni din afara partidului care brusc au devenit foarte grijuliți cu PSD-ul. Și oameni din presă, pe care nu-i acuz. Și oameni din alte instituții publice, dintr-o dată au devenit foarte grijuliți cu PSD-ul și dau sfaturi și președintelui partidului, și primului ministru, și altor colegi, cum e bine și cum nu e bine. Și eventual să fie și o încărcătură negativă. Doar să produce o ruptură. PSD-ul astăzi a trecut printr-o cumpănă foarte mare. Printr-o cumpănă foarte mare. Și o destabilizare serioasă a PSD-ului, care astăzi e cel mai mare partid din România, poate să producă instabilitate și în țară. S-a discutat despre dorința noastră, a tuturor, de a recăpăta coerența pe care acest partid a avut-o în anul 2016. În primul rând, coerența comunicării, atât în interior, atât între noi, cât și comunicarea publică. Și coerența comunicării între guvern, parlament și cele două partide, PSD și ALDE. Pentru că sunt o serie de măsuri adoptate care au dus și aduc în continuare o viață mai bună pentru români și toată lumea a constatat și s-a văzut din luările de poziție din această ședință că în permanență se inventează ceva. Faceți o mică pauză că mă întorc și în permanență se inventează ceva. Cum apare o măsură bună? Cum trebuie să românii să simte efectele? Apare ceva. Și trebuie să fim în defensivă. Trebuie să răspundă premierul, trebuie să dea socoteală premierul, trebuie să răspundă eu, trebuie să răspundă oricare dintre noi. Poate, românii nu simt că lucrurile au început să meargă bine. Sigur că este o supărare foarte mare și a fost o supărare foarte mare azi în Comitetul Executiv, a tuturor, a premierului, a mea, a colegilor mei, că astăzi am fi putut să ne întâlnim și să discutăm despre performanțele economice din acest an. O creștere economică peste ceea ce am estimat noi în programul de guvernare și care e foarte posibil să crească. Sperăm ca în perioada următoare să reușim să comunicăm mai bine,